Bună tuturor, Cătălina sunt, trainer și consilier pe relații de cuplu, iar în clipul de astăzi vom discuta despre cele mai întâlnite motive pentru care oamenii ajung să înșele în relația de cuplu. Înainte de a începe, dacă consideri că ai nevoie de ajutor în ceea ce privește relația ta de cuplu, nu uita, ai linkul cu adresa de e-mail în descriere. Așadar, care sunt cele mai întâlnite motive pentru care oamenii sau din cauza cărora oamenii ajung să înșele în relația de cuplu? Primul motiv pentru care oamenii ajung să înșele este plictiseala. Foarte mulți oameni în momentul în care întâmpină un episod de monotonie în viața lor sau în momentul în care viața lor trece printr-o perioadă din asta monotonă în care nu se mai întâmplă nimic nou. Poate că partenerul lucrează foarte mult, poate că amândoi lucrează foarte mult, poate că au aceleași activități pe care le fac de ani de zile la rând. Poate că nu s-a mai întâmplat nimic interesant în viața lor și totul este așa într-o nuanță de gri. Ce pot face ei sau ce le vine multora prin minte în momentul în care se întâmplă asta este să găsească o relație extraconjugală. De ce ajung să fac asta? Pentru că relația extraconjugală le face din nou viața mai interesantă, le pune din nou adrenalina în mișcare. De ce? Pentru că în primul rând trebuie să ascundă toată această aventură de partenerul de cuplu și pe lângă asta trebuie să se ascundă de tot restul lumii. Deci, din start se simt ca într-un film din acela de acțiune în care trebuie să facă totul astfel încât nimeni să nu afle absolut nimic, lucru care lor li se pare destul de interesant. Ce poți face pentru a nu ajunge într-un astfel de impas în relația ta de cuplu este ca întotdeauna să cauți să faci lucruri noi cu partenerul de cuplu. Să nu lași ca monotonia să se stabilească așa între voi, să-și facă loc între voi. Pentru că v-am zis, în momentul în care ajungeți să vă plictisiți de relație unul de celălalt, de stilul de viață pe care l-aveți, de jobul pe care l-aveți, mulți dintre voi veți căuta să vă faceți relații extraconjugale, așadar, dacă nu vreți să ajungeți în acest punct sau partenerul vostru sau partenera să nu ajungă în acest punct, căutați întotdeauna să faceți lucruri noi împreună, fie că aveți activități noi împreună, fie că descoperiți un hobby nou, fie că, nu știu, vă place să călătoriți în diferite părți ale lumii, fie că, nu știu, vă luați animale de companie, mergeți la sală, absolut orice vă trece prin cap și aduce noutate în relația voastră de cuplu, faceți acest lucru pentru că vă va fi de mare folos, mai ales în relațiile pe termen lung. Nu zic că este ceva indicat, nu zic că, nu știu, toată lumea ajunge în acest gen de momente în care se înșele din plictiseală, dar se întâmplă de cele mai multe ori ca mulți oameni să facă acest lucru în relațiile de lungă durată. Al doilea motiv pentru care oamenii ajung să înșele în relația de cuplu este curiozitatea. Sunt foarte multe persoane care intră în relații de lungă durată, se căsătoresc, întemeiază familii, fără ca ei să fie experimentat, fără ca ei să fie avut ocazia să vadă cu adevărat ce sunt bărbații și ce sunt femeile, fără să își dea seama ce își doresc ei de la sexul opus, ce le place, ce nu le place pe termen lung. Motiv pentru care, de cele mai multe ori, după 10-15 ani de relație, dacă nu au avut posibilitatea să experimenteze înainte de a intra în relație de cuplu, vor căuta să își hrănească această curiozitate. Nu toată lumea face asta, nu e necesar să vă speriați acum și să vă panicați că dacă aveți un partener care nu a avut posibilitatea să experimenteze, o să facă acest lucru. Important este să îi dați ocazia să experimenteze împreună cu voi tot ceea ce își dorește în relație de cuplu sau știu eu, tot ceea ce își dorește care să nu intre în contradicție cu valorile voastre morale. Așadar, dacă aveți posibilitate să experimentați în relație de cuplu, faceți acest lucru, faceți lucruri noi, întrebați care sunt fanteziile, ce și-ar dori, ce i-ar plăcea, ce și-a imaginat, nu știu, vis-a-vis de viața sexuală, viața intimă și încercați să puneți toate aceste lucruri în practică, dar v-am zis, atât timp cât ele nu intră în contradicție cu valorile voastre morale. Pe de altă parte, dacă încă nu v-ați căsătorit, nu ați întemeiat o familie și sunteți într-o relație de lungă durată, înainte de a vă asuma, știu eu, această relație pe termen foarte lung, știu eu, pe viață, că mulți dintre noi avem tendința să facem asta, încercați să experimentați sau măcar să vă dați ocazia să vă puneți întrebările, știu eu, este asta ce-mi doresc eu pe termen lung? Dacă, nu știu, mă imaginez de acum în 20 de ani, cred că o să mai fiu fericită lângă acest partener sau lângă această parteneră, este cu adevărat ceea ce îmi doresc, o să pot duce asta pe termen lung fără să îmi doresc și altceva, fără să nu-mi doresc să experimentez, să văd cum sunt și alte persoane de sex opus. Sunt întrebări pe care trebuie să ne le punem și la care trebuie să ne răspundem sincer, pentru că altfel riscăm să ajungem mai devreme sau mai târziu, după, v-am zis,
6, 7, 10, 15, 20 de ani de relație, să ne dăm seama că noi nu am experimentat și că trece viața pe lângă noi și, vezi, Doamne, trebuie să experimentăm și toate lucrurile pe care le-am lăsat în urmă. De aceea zic, toate lucrurile trebuie făcute la timpul lor. Nu vă aruncați cu capul înainte în relații încă de la 16 ani. Nu vă asumați o căsătorie când aveți 19 ani, ci pur și simplu dați-vă ocazia să experimentați, dați-vă ocazia să vă cunoașteți și gândiți-vă întotdeauna că voi o să fiți într-o dezvoltare destul de mare până pe la 30 de ani, 31 pic de ani. De aceea, în perioada asta, de la adolescență până pe la 25, 27, 30 de ani, dați-vă ocazia să experimentați. Aveți relații de lungă durată, aveți relații de scurtă durată, stați o perioadă fără să fiți în relație, astfel încât să vă dați seama ce vă doriți voi cu adevărat. Al treilea lucru pentru care oamenii ajung să înșele în relație de cuplu este răzbunarea. Dacă vă aflați într-o relație în care a apărut un episod de infidelitate și acesta s-a produs din cauza voastră, de cele mai multe ori partenerul de cuplu sau partenera de cuplu, mai devreme sau mai târziu, va avea tendința să se răzbune. De ce face asta? Pentru că cumva în momentul în care tu ai înșelat în relație de cuplu, i-ai dat undă verde să facă același lucru. Adică dacă el sau ea a făcut acest lucru și eu l-am iertat, automat trebuie să facă și el asta pentru mine. Așa că de ce să nu-mi scot eu astfel din mânecă și să nu pun înainte, să nu merg pe aceeași carte, să-i plătesc cu aceeași monedă. De aceea foarte multe persoane, în momentul în care v-am zis, voi ați făcut astfel de pas în afara relației, mulți dintre parteneri sau parteneri or să vrea să se răzbune făcând fix același lucru, pentru că, după cum am zis, i-ați dat undă verde în momentul în care voi ați făcut acest lucru. Dacă în momentul în care ați trecut printr-un episod de infidelitate și ați ajuns din nou să fiți împreună, nu vă puneți cărțile pe masă, nu analizați ce ați făcut greșit de s-a ajuns în acest punct, e posibil ca mai devreme sau mai târziu să se repete același episod, de data aceasta din cauza partenerului de cuplu. Al patrulea motiv pentru care oamenii ajung să înșele în relația de cuplu este nevoia de validare. Sunt foarte mulți oameni care nu au încredere în propria persoană, care au o stimă de sine scăzută și în relațiile de cuplu ajung să înșele pentru că simt nevoia să fie validat. Și dacă din partea voastră nu primesc validare de care au nevoie sau din potrivă, poate chiar o primesc, doar că li se pare că nu este suficient, întotdeauna vor merge să caute să-și împlinească această nevoie de a fi apreciați, de a fi validați, de a fi văzuți și în afara relației. Așa că în momentul în care intrați într-o relație, analizați din start partenerul sau partenera cu care vreți să faceți acest lucru și vedeți ce fel de caracter are, ce fel de persoană are și ce fel de persoană este și mai ales ce fel de nevoi are și dacă voi puteți să îi satisfaceți aceste nevoi. Pentru că, după cum v-am zis, dacă aveți un partener de cuplu care, sau o parteneră de cuplu care simte în permanență nevoia de a fi validată, de a ieși în evidență, de a-și demonstra că poate avea pe oricine oricând, e posibil ca foarte des să ajungeți în ipostaza în care să vă dați seama că ați fost înșelați în relația de cuplu. De aceea, din nou vă zic, fiți atenți la partenerii sau partenerele pe care vi-i alegeți pentru a forma o relație de cuplu de lungă durată. Și al cincilea motiv, dar nu cel din urmă, pentru care oamenii ajung să înșele în relație de cuplu este, din nou, stima de sine scăzută. La fel ca nevoia de validare, stima de sine scăzută îi va face pe mulți oameni să caute să își crească stima de sine, demonstrându-și că pot avea și alte persoane în afară de partenerul sau partenera de cuplu. Drept urmare, în momentul în care v-am zis, intrați într-o relație de cuplu, fiți atenți la partenerii sau partenerele pe care vi-i alegeți. Pentru că dacă v-am explicat, alegeți o parteneră sau un partener care au o stimă de sine scăzută și nu cunosc alte metode prin care să-și crească această stimă de sine, de cele mai multe ori vor apela și la a înșela în relație de cuplu pentru a-și demonstra că merită, pentru a-și demonstra că ei sunt capabili. La fel ca și validarea, stima de sine va duce la înșelat în relație de cuplu. Nu zic din nou că se întâmplă asta cu toți oamenii, nu toți oamenii fac acest lucru, dar sunt persoane care ajung în aceste ipostaze. De aceasta e nevoie să înțelegeți care sunt motivele pentru care oamenii ajung să înșele în relație de cuplu. Și ajungând și la numărul 6, mulți oameni ajung să înșele în relațiile de cuplu în momentul în care în relație apare un copil sau primul copil în familie. De ce se întâmplă asta? Pentru că în momentul în care erau doar ei doi ca și parteneri de cuplu, toată atenția era canalizată de la unul către celălalt. În momentul în care apare un copil, mama de cele mai multe ori are tendința să
își îndreptă toată atenția pe copil, lucru care este normal, mai ales în primele luni de viață, pentru că copilul respectiv chiar are nevoie de toată atenția mamei, dar tată, dacă este o persoană mai imatură și care nu știe cum să gestioneze toate aceste lucruri, de cele mai multe ori va merge să caute în afara relației să-și împlinească nevoia asta de atenție, pentru că nu o mai primește de la partenera de cuplu. De aceea, în momentul în care apare un copil în relație de cuplu, fiți atenți unul la celălalt, discutați înainte de a hotărâ să aduceți pe lume un copil, ce puteți duce și ce nu puteți duce, dar până nu ajungeți în fața faptului împlinit, oricum nu o să vă dați seama cum stau lucrurile, de aceea e important în permanență să fiți conectați unul la celălalt și să căutați să fiți într-un parteneriat, să nu lăsați tot greul pe umerii soției sau invers. Să neglijați în permanență soțul și să vă axați doar pe copil. Cumva încercați să gestionați rolurile și să fiți acolo unul pentru celălalt, să vă ajutați și să nu vă îndepărtați în momentul în care apar copiii în relație de cuplu. Femeile se întâmplă și ele să înșele în momentul în care apare primul copil, pentru că le scade stima de sine, au senzația că nu mai sunt atât de atrăgătoare cum erau înainte de a aduce pe lume acest copil și dacă mai ajung și în cercuri în care știu eu au influență proastă, de ce nu pentru a-și demonstra că încă sunt atractive, că încă pot atrage persoane de sex opus, pot ajunge și să înșele în relație de cuplu în momentul în care apare un copil. De aceea, din nou zic, e foarte important să fiți conectați unul la celălalt, să discutați în permanență despre ce se întâmplă în relația voastră de cuplu, să nu vă închideți în voi în momentul în care lucrurile nu sunt așa cum v-ați dori și, pe lângă asta, să nu uitați în permanență că sunteți parteneri pe în acest proiect numit relație de cuplu. Aceasta a fost pentru astăzi. Sper să vă fie de folos, sper să ajungă informația la voi și, de ce nu, sper să vă și folosiți de ea, nu doar să vă treacă pe lângă urechi. Cătălina am fost. Nu uitați, dacă aveți nevoie de ajutor în relațiile voastre de cuplu, găsiți în descriere adresa de e-mail unde îmi puteți scrie. Pe data viitoare!